Animalele și terenurile agricole vor fi numărate în următoarea perioadă. La începutul lunii decembrie va începe recensământul agricol, iar recenzorii vor trebui să stea de vorbă cu făgărășenii și să completeze anumite formulare. Pentru a face aceste lucruri, recenzorii au avut astăzi o primă întâlnire pentru a fi instruiți. Municipiul Făgăraș a fost împărțit în 16 sectoare. Recenzorii vor trebui să se întâlnească cu făgărășenii și să le explice ce înseamnă acest recensământ. Iar pe baza unor formulare, cetățenii vor trebui să completeze cât mai sincer ceea ce dețin în gospodărie, dar și terenurile agricole. Pentru a fi instruiți cât mai bine, astăzi a avut loc o primă întâlnire cu cei 16 recenzori. Am programat întâlnirea cu recenzorii din cele 16 sectoare, având în vedere că peste o săptămână și ceva trebuie să plecăm la acțiune și ca atare să ne stabilim programul de acțiune, pentru că e o acțiune destul de pretențioasă. Am fost la atâtea și atâtea recensemente agricole, dar e cel mai pretențios din câte recensemente am participat. În cadrul ședinței, recenzorilor li s-a explicat anumite probleme cu care s-ar putea confrunta. De asemenea, li s-a pus la dispoziție și formularele pe care, ulterior, făgărășenii vor trebui să le completeze. Recensământul agricol se face odată la 10 ani. După această statistică, se fac ulterioarele investiții în agricultură și se urmărește evoluția din acest sector.